Bună ziua, dragi colegi, stimați cetățeni. Din păcate, Igor Dodon, după 4 ani de mandat, la ieșire din această funcție, refuză să vină și să vorbească cu cetățenii. Refuză să vină și să răspundă la întrebări importante. Astăzi noi ne-am dorit să avem o dezbatere pe teme economice. O dezbatere pe teme economice, pentru că economia înseamnă bunăstare, economia înseamnă locuri de muncă, economia înseamnă salarii bune, economia înseamnă pensii mai mari. Igor Dodon a ales să tipărească un raport pe hârtie scumpă, finanțată de banii publici și refuză să vină la dezbatere adevărate. Din acel raport pe care l-a plătit din banii publici, am văzut mai multe întrebări și am văzut foarte multe falsuri. Astăzi aș fi vrut să discutăm despre ce a făcut Igor Dodon în 4 ani pentru a contribui la atragerea investițiilor în Republica Moldova, pentru a contribui la deschiderea mai multor companii, întreprinderi, pentru a contribui la îmbunătățirea mediului de afaceri, pentru a contribui la rezolvarea problemelor antreprenorilor, pentru a contribui la îmbunătățirea accesului la surse de finanțare, pentru că toate aceste lucruri erau necesare, sunt necesare, pentru ca cetățenii Republicii Moldova să aibă locuri de muncă bine plătite acasă, să aibă venituri suficiente aici acasă, și din contribuțiile sectorului privat, din contribuțiile economiei, să poată să fie implementate proiecte pentru oameni. Proiecte în localitățile rurale, proiecte în orașe, să poată fi majorate pensiile, să poată fi majorate salariile celor care lucrează în sectorul public. Aș fi vrut să-l întreb de ce în toți acești ani nu a făcut nicio vizită în țări care de unde vin investiții serioase în Republica Moldova. Aici mă refer la Italia, Germania, România, Marea Britanie, Polonia, Franța, Statele Unite ale Americii. Cum se întâmplă că un președinte de țară în 4 ani nu și-a făcut timp nici pentru o vizită oficială în țări care sunt parteneri comerciali importanți pentru Republica Moldova? Aș fi vrut să-l întreb ce a făcut atunci când sectorul privat, multe întreprinderi, erau atacate de grupuri criminale, când erau preluate afaceri, când oamenii de afaceri erau sufocați de către instituțiile statului, de către controale abuzive. Astea sunt întrebările pe care aș fi vrut să le pun astăzi. Și să-l întreb dacă a urmărit cum au crescut prețurile în Republica Moldova și dacă înțelege ce înseamnă prețuri mari într-o țară cu oameni săraci. La toate aceste întrebări nu am găsit răspunsuri în raportul tipărit din banii publici și publicat de Igor Dodon. Situația din Republica Moldova este foarte gravă. Doar în ultimii 4 ani, pe perioada mandatului lui Igor Dodon, din țară au plecat peste 140.000 de tineri. Peste 140.000 de tineri doar în ultimii 4 ani. Astăzi, din cauza crizei economice, o treime din întreprinderi, o treime din companii sunt în prag de faliment. Conform estimărilor experților naționali, 60-70.000 de oameni deja și-au pierdut locurile de muncă în acest an din cauza crizei. Care a fost răspunsul guvernului lui Dodon? Zero. În situația în care toate țările, și mai dezvoltate, și mai sărace, au încercat să-și ajute sectorul economic, au încercat să ajute agenții economici, în special micul business, ca să supraviețuiască, ca să se salveze locurile de muncă, în Republica Moldova, guvernul nu a întreprins nimic, a lăsat sectorul economic de izbeliște. În țările din regiune, guvernele au alocat
3, 4, 5 sau chiar 6% din produsul intern brut pentru susținerea economiei. Au venit cu subvenții ale salariilor în sectorul privat. Au amânat plățile, dobânzile în sectorul bancar. Au reușit să găsească soluții pentru ca oamenii să poată să amâne plățile pentru chirie. Au venit cu tot felul de vacanțe fiscale, așa încât cât mai multe întreprinderi, cât mai multe locuri de muncă să fie salvate. În Republica Moldova, după multă discuție, guvernul a aprobat alocări de doar 0,5% din produsul intern brut. Dar nici acești bani n-au ajuns la întreprinderi, nici acești bani n-au ajuns la agenții economici care au mare nevoie de aceste resurse. Doar o zecime din aceste resurse care au fost planificate în buget au ajuns la câteva companii, la foarte puține companii și nu la cele care au nevoie de acești bani. De-a lungul acestor luni am venit cu multe propuneri pentru ca să ajutăm sectorul economic. În toată această vară, în toate aceste luni de vară și de toamnă, am discutat cu nenumărați agenți economici, cu reprezentanți în special ai micului business și din agricultură și din alte domenii. Oamenii se plâng în continuare că situația lor este foarte gravă. Oamenii vor să supraviețuiască. Lor și așa le era foarte greu din cauza atitudinii proaste din partea instituțiilor statului. Pentru că în Republica Moldova, statul a fost capturat de sisteme mafiote și este folosit pentru a proteja interesele unor întreprinderi apropiate politicienilor și pentru a crea condiții de concurență neloială pentru toți ceilalți. Și aici mă refer și la monopoluri, și la contrabandă, și la evaziune fiscală, toate aceste lucruri care sunt în defavoarea oamenilor de afaceri care muncesc cinstit și care vor să continue să producă în Republica Moldova. Dimpotrivă, așa cum spuneam, guvernul și-a făcut plan la amenzi și în loc să-i ajute pe agenții economici, îi strâng de gât și încearcă să le scoată ultimii bani. Ceea ce nu înțelege acest guvern, ceea ce nu înțelege Igor Dodon și nu deranjează, mai bine zis, este că fără sector economic, fără companii de succes, nu avem cum să asigurăm prosperitate pentru oamenii din Republica Moldova. Și dacă nu va fi dezvoltată economia, dacă nu va fi susținută economia, atunci vor pleca și puținii tineri care au mai rămas în Republica Moldova. Această atitudine nu este doar greșită, această atitudine este criminală. E nevoie ca să întreprindem măsuri urgente pentru ca să salvăm sectorul economic și pentru ca să-i permitem să se dezvolte. Pe termen scurt, voi veni cu un plan clar de ieșire din criza economică. Un plan pentru întreprinderile mici și mijlocii, un plan pentru fiecare domeniu, în special pentru cele care au fost cel mai afectate de către această criză. Pentru că guvernul a impus închiderea tuturor întreprinderilor, fără să compenseze niciun bănuț pierderile pe care le-au suportat, iar această închidere, până la urmă, nu a produs niciun rezultat, pentru că pandemia s-a răspândit și mai mult din cauza inacțiunilor sau acțiunilor proaste pe plan sanitar din partea guvernului. În acest plan imediat de redresare a situației, de salvare sectorului economic, eu îmi propun să aduc resurse externe, așa încât să putem să oferim și compensații întreprinderilor mici și mijlocii, să putem să creăm și acest fond de garantare a creditelor pentru ca să poată să aibă acces la resurse financiare și celelalte măsuri care sunt necesare și pentru care e nevoie de finanțare. Asta va fi primul lucru pe care o să-l fac. Al doilea lucru pe care o să-l fac în calitate de președinte de stat va fi apărarea business-ului de practicile abuzive ale statului. O să lupt alături de oamenii de afaceri cinstiți împotriva funcționarilor, instituțiilor care vin cu controle abuzive, care îi hărțuiesc pe oamenii de afaceri, care îi împiedică să-și crească afacerile, să-și deschidă afacerile. Noi vom construi un stat care să susțină, să ajute oamenii de afaceri, care înțelege cât de important este un mediu economic propice dezvoltării, care înțelege că doar așa noi putem să asigurăm stabilitatea dezvoltării economice, prosperitatea oamenilor și locuri de muncă acasă.
Avem nevoie de bani pentru proiecte de infrastructură, ca să compensăm pierderile de locuri de muncă. Și anul trecut, în guvern, am mobilizat resurse financiare importante, vă amintesc, peste 800 de milioane de euro pentru proiecte de infrastructură. Aceste proiecte au fost stopate din cauza incompetenței și din cauza corupției actualei guvernări. Aceste proiecte trebuie repuse în funcție, aceste proiecte trebuie repornite ca să dăm economiei această gură de aer curat de care are nevoie acum ca să iasă din criză. Și bineînțeles, atragerea investițiilor străine. Voi folosi credibilitatea mea în plan internațional pentru ca să merg să conving că Republica Moldova este o destinație bună pentru investitorii de calitate, că Republica Moldova se merită să deschizi întreprinderi, să creezi locuri de muncă. Asta voi face și voi folosi prerogativele președintelui pentru a promova producția Republicii Moldova în toate țările din lume, pentru a promova marca comercială a producătorilor din Republica Moldova, așa încât să putem să vindem cât mai mult pe piețele externe, și în vest, și în est. Astea sunt lucrurile pe care trebuia să le facă Igor Dodon și pe care nu le-a făcut, pentru că nu i-a păsat. Lui Igor Dodon i-a păsat doar de propriul interes, i-a păsat doar de companiile care îl slujesc pe el și care contribuie în partidul lui și în buzunarul lui propriu. Nu i-a păsat atunci când oamenii de afaceri erau puși la închisoare pe nedrept, nu i-a păsat atunci când oamenilor de afacerile erau furate afacerile. El atunci a stat în palatul lui de cleștar și s-a făcut că nu vede și nu aude. Iar în momentul în care noi am reușit să dăm jos regimul autoritar al lui Plahotniuc, a venit și a preluat schemele și continuă să își bată joc de economie prin scheme de contrabandă, prin evaziune fiscală, folosind agenții ale statului pentru ca să scoată bani din economie în interese proprii. Sunt două lucruri importante pe care trebuie să le facem. Să oprim corupția prin reforma justiției și să pornim economia. Doar așa o să putem să construim o țară prosperă la noi acasă. Noi știm că astăzi sunt câteva sute de oameni care fac bani enormi, bani enormi, fără să merite acești bani, care fac bani prin contrabandă, evaziune fiscală, prin scheme de corupție, îi știm, citim despre ei în presa de investigație în fiecare zi. Din cauza acestor oameni care fac bani enormi, în mod ilegal, necinstit, sute de mii de oameni trăiesc în sărăcie. Pentru că ăștia sunt exact banii care nu ajung ca să se majoreze salariile, ca să se majoreze pensiile. Ăștia sunt exact oamenii din cauza cărora agenții economici cinstiți nu pot să-și dezvolte afacerile și să aibă afaceri de succes aici în Republica Moldova. Am întâlnit de-a lungul timpului foarte mulți tineri din Moldova care au încercat să facă business în Republica Moldova și nu au fost lăsați și care au mers peste hotare și au reușit să-și deschidă afaceri de succes la Paris, în Irlanda, în Italia, în Marea Britanie. Despre ce vorbește asta? Asta vorbește despre faptul că noi avem oameni cu spirit de antreprenor, că noi avem oameni curajoși care vor să facă aceste lucruri. Dar ei nu sunt lăsați de oameni ca Igor Dodon. Și în loc să lucreze aici acasă, alături de familiile lor, să contribuie în bugetul social al Republicii Moldova, plătind pensiile bunicilor și părinților lor, ei sunt forțați să plece și să plătească pensiile oamenilor din altă țară. De asta este importantă reforma justiției. Și așa cum am început în 2019, atunci când a venit Igor Dodon și cu camarazii lui și au dat jos guvernul din cauza reformei justiției, pentru că le-a fost frică că o să vină judecători și procurori independenți care nu o să le asculte comenzile și ordinele și care nu o să fie cu ei în aceeași gașcă, vor fi oameni independenți, nu vulnerabili. Noi o să insistăm pe această reformă, pe curățarea sistemului judecătoresc și pe curățarea sistemului procuraturii, pentru că atunci o să se oprească aceste scheme prin care este furat bugetul statului, atunci o să avem concurență loială și o să avem condiții ca fiecare om de afaceri să poată să-și crească afacerea aici acasă, să poată să se dezvolte. Astea sunt câteva din întrebările pe care am vrut să-i le acord astăzi
lui Igor Dodon. Astea sunt câteva dintre temele pe care trebuie să le discutăm. Pentru că, repet, bunăstare putem avea în țară doar dacă avem economie. Și un om care a primit salariu de președinte timp de 4 ani ar trebui să aibă curajul, decența, să vină și să le răspundă oamenilor de ce astăzi lucrează mai puțini oameni în Republica Moldova decât lucrau în 2016. De ce astăzi avem cu 140 de tineri mai puțini în Republica Moldova decât aveam în 2016. Astea și multe alte întrebări de care fuge Igor Dodon trebuie să obținem răspunsuri. Oameni buni, pe 1 noiembrie puterea este în mâinile noastre. Pe 1 noiembrie noi putem să corectăm lucrurile. Știu că unii dintre dumneavoastră sunteți dezamăgiți și unii dintre dumneavoastră se întreabă dacă mai poate fi pusă Republica Moldova pe calea cea dreaptă, dacă mai pot fi îndreptate lucrurile în Republica Moldova. Noi vă spunem că se poate, dar pentru asta este important să mergeți la vot. Pe 1 noiembrie mergem la vot. E vremea noastră, e vremea oamenilor buni. Vă mulțumesc! Și îl așteptăm pe Igor Dodon în continuare. Poate între timp îi apare un pic de curaj. Doamna Sandu, de ce anume Igor Dodon și de ce nu alți candidați? Sau poate în următoarele zile urmează să mai invitați pe cineva la dezbatere publice electorale? Igor Dodon este cel care controlează acum sistemul mafiot, este în fruntea sistemului mafiot din Republica Moldova. El reprezintă răul cel mare în această țară. El este cel care pune piedici dezvoltării Republicii Moldova prin faptul că tolerează, încurajează și participă în acest sistem corupt. El este cel care îi eliberează din închisoare pe hoți și pe bandiți. Și el este cel de care trebuie să scăpăm astăzi ca să începem să curățăm sau să continuăm să curățăm clasa politică și să le oferim cetățenilor Republicii Moldova conducători onești și competenți care pot și vor să rezolve problemele țării. Noastră, chiar ați crezut că dumnealui va veni în condițiile în care a spus de mai multe ori că nu va veni la nicio dezbatere? Faptul că nu vine demonstrează că este un laș. Pentru că un om care a fost în funcție publică 4 ani ar trebui să aibă ce le spune cetățenilor. Igor Dodon nu are ce să le spună cetățenilor. De asta nu vine. Și da, noi o să insistăm să vină și să dea răspunsuri. Pentru că așa cum fuge de la dezbateri cu mine, exact așa fuge de la întâlniri cu cetățenii. Pentru că el se ascunde de cetățenii care au întrebări. El merge exact așa cum făcea Plahotniuc pe timpuri, doar la întâlniri unde oamenii sunt selectați, unde oamenii sunt speriați, în special funcționari publici, și cărora li se dă ordin să nu pună întrebări incomode. El este obligat să răspundă la întrebări. Oamenii trebuie să ia o decizie informată și ca să ia o decizie informată, trebuie să audă răspunsurile candidaților. Cât a costat evenimentul de organizare? Bănuim că e chiria. Colegul meu, Andrei, o să vă spună. Andrei, cât a costat? Și din ce chiria? Din donațiile care vin de la cetățeni. Și vreau să le mulțumesc foarte mult tuturor celor care contribuie în această campanie. Avem sprijin de la foarte mulți oameni. Cred că deja peste 1000 de oameni au donat în această campanie, fiecare cât poate. Astăzi dimineața a donat cineva 50 de lei, ieri seara a donat cineva 2000 de lei, fiecare donează cât poate, dar cu cât mai multă lume donează, cu atât mai puternic acest sentiment și încredere că oamenii vor să scape de Dodon, că oamenii vor să scăpăm împreună în țara de Dodon. Chiar și în această perioadă complicată de criză, oamenii vin cu aceste donații și înțelegem că este un sacrificiu pentru ei, dar dorința lor ca să scăpăm de Dodon și să facem ordine în țară este foarte mare. Și colegii mei o să vă spună cât costă arenda. Deci, vreau să reflectăm un raport, pentru că nu știam cât o să dureze de mine, de asta o să avem și contract. Doamna Sandu, astăzi este marți, alegerile sunt duminică, o să mai faceți o invitație lui Igor Dodon la dezbateri sau vă opriți aici?
Îl așteptăm la dezbateri săptămâna asta, săptămâna viitoare. Mai avem mai mult de 2 săptămâni în care este suficient timp ca să organizăm dezbateri și ca să auzim răspunsurile fiecărui candidat și mai ales să auzim cu ce s-a ocupat totuși Igor Dodon în acești 4 ani. Pentru că dincolo de plimbări cu mașini cu girofar, multe mașini cu girofar, dincolo de vacanțe scumpe, sanatorii, altceva noi nu am văzut în activitatea de 4 ani a celui care a stat în funcția de președinte. Doamna Sandu, promiteți cetățenilor salarii mai mari, locuri de muncă, justiție, reforma justiției să fie. Cum e posibil ca un președinte să facă acest lucru? Cunoaștem că un președinte nu are aceste atribuții, mai ales în condițiile în care nu are și guvernul. Un președinte poate face multe lucruri dacă vrea. Dacă este un președinte onest, dacă este un președinte curajos și dacă este un președinte care ține la oameni, poate să facă multe lucruri. Pornind de la problemele principale. Reforma justiției, eu o să numesc în funcții de judecători doar oameni onești. Nu așa cum a făcut Igor Dodon în toți acești 4 ani și mai ales acum la urmă când l-a numit pe Clima în funcția de președinte a Curții de Apel. Toată lumea știe cine este Clima. Eu o să numesc în funcții importante, inclusiv în funcție de prim-ministru, doar oameni onești. Și aceste lucruri o să contribuie la curățarea clasei politice și la numirea în funcții a oamenilor care vor contribui la rezolvarea acestor probleme. Dacă vorbim despre economie, un președinte poate să ducă faima țării, poate să meargă și să convingă investitori străini despre faptul că în Republica Moldova se merită să se facă investiții și în această perioadă dificilă, pentru că în această perioadă de criză economică, mulți agenți economici, multe companii internaționale încearcă să-și revadă politica, să-și aducă mai aproape întreprinderile și noi suntem foarte aproape de Uniunea Europeană, deci este aici o perspectivă, dar depinde de oamenii care merg și reprezintă țara. Eu pot să aduc resurse pentru agenții economici, pentru că o să merg la Bruxelles și așa cum am făcut-o în funcția de prim-ministru, am reușit să conving în foarte scurt timp oamenii de acolo că noi avem nevoie de aceste resurse. Dar în condițiile în care nu dețineți majoritate în Parlament, e posibil acest lucru? Bineînțeles că va fi nevoie și de contribuția Parlamentului pentru anumite lucruri, dar ca să aduci resurse în țară, nu e nevoie de contribuția Parlamentului și nu văd cum o majoritate parlamentară s-ar opune ca să deschidem niște linii de creditare ieftine, acces la resurse financiare pentru sectorul economic, de exemplu. Sunt lucruri la care e nevoie contribuția Parlamentului, de exemplu, să creștem pensia minimă până la 2000 de lei, dar vreau să văd un deputat care astăzi are ce salariu? Un salariu foarte mare, care s-ar opune ca să creștem pensia minimă la 2000 de lei. Chiar vreau să văd un asemenea deputat. Și dacă o să spună că nu sunt bani, o să le arăt eu de unde se pot găsi banii. Din hoțiile pe care unii dintre ei le protejează, ați văzut și dumneavoastră, doar de la metal feros s-au furat peste 1 miliard de lei. Deci dacă se opresc schemele de corupție în câteva întreprinderi de stat, se adună banii necesari ca să se majoreze pensia minimă la 2000 de lei. Nu zic că va fi simplu, dar zic că se poate. Haideți să ne amintim ce a făcut Igor Dodon ca să promoveze țara pe plan internațional. Nu a făcut nimic. El și în Federația Rusă este primit la nivel de un șef de secție și în Statele Unite s-a întâlnit doar cu un șef de departament. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că în fruntea țării, din păcate, în acești 4 ani am avut un personaj pe care nimeni nu l-a apreciat și nimeni nu l-a luat în serios. Lucrurile pot fi schimbate atunci când alegem oameni onești și care chiar pot să promoveze interesele țării. Anterior ați avut mai multe declarații despre faptul că alegerile ar putea fi fraudate. Cum anume credeți că este posibil acest lucru? Acest lucru deja se întâmplă cu pomenii electorale, una la mână cu imixtiuni, de exemplu, am auzit despre cei de la problema, deci silvicultură, deci de la agenție, directorul de acolo, Mold Silva, încearcă să mobilizeze mașini pentru a transporta alegători în ziua votului, la indicația socialiștilor și îmblă cu pomeni electorale. Știm unii primari de ai socialiștilor care se ocupă cu aceste lucruri. Știm despre, și am vorbit despre intențiile de a cumpăra voturi și de pe malul stâng și de pe malul drept. Ce faceți pentru acest lucru? Bineînțeles că ne pregătim și avem un mecanism de reacție rapidă, un mecanism prin care oamenii pot să raporteze. Și, de asemenea, transmite un mesaj foarte clar lui Igor Dodon să nu încerce
să nu testeze răbdarea cetățenilor. Pentru că cetățenii vor ca votul lor să fie respectat. Cetățenii știu că avem o guvernare coruptă care fură și bani și voturi, dar cetățenii vor ca dreptul lor să fie respectat. Și ați mai declarat că în caz de fraudare a alegerilor, cetățenii ar putea ieși în stradă. Cum vă propuneți să controlați aceste acțiuni ca să nu ajungem la un eventual scenariu din 7 aprilie 2009? Cetățenii spun că dacă le va fi furat votul, atunci ar putea să iasă în stradă. Noi, în această perioadă, în acești ani, am demonstrat de fiecare dată că putem să protestăm pașnic și am asigurat caracterul pașnic al protestelor. Respectiv, nu există niciun pericol despre care vorbiți dumneavoastră. Mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. O zi bună!